Salutare toată lumea și bine v-am regăsit la un nou episod de GTA. Nu știu de ce vorbesc așa, bă. Bine v-am găsit la un episod de GTA. Ne-am luat o mașinuță frumoasă cu 4 caca, am dat pe ea. Știu că nu e atâta prețul, dar atât a vrut ăla vânzătorul și na, eram practic pe prag să disper că n-am mașină și tot trebuia să caut mașini pe stradă și da, am dat 4 caca pe acest minunat bolid care nu-i prea bolid. Dar da, hai să vedem. Deci arată foarte frumos, am și numărul Raul 2K, are 110 km, dar de-abia astăzi am luat-o și da. Hai să vedem, fraților, mergem la HQ, deoarece avem și o bază a clanului. Sunt clanul Red, sunt co-leader, Da, foarte șmecher clanul, vă recomand să intrați în el, adică nu să intrați, o să vă dau eu invite în caz veniți pe server și ziceți că sunteți abonați. Da, deci mergem la HQ acum, am checkpoint pe mapă, unde e HQ. Bine, știu și drumul pe de rost, dar ca să fiu sigur că o iau bine pe drumul, na. Știți voi? Tocmai ce am dat și eu, m-am băgat benzina în mașină și acum sunt gata să merg cu ea. Da, o să o păstrez de colecție, are 30 de zile mașina, dar vreau să o păstrez gen... vreau să o păstrez gen ca lumea, adică să nu o vând după 2 zile după ce am luat-o și alea. O să țin, o să fie prima mea mașină, să țin minte de pe Blue. Da, și o să fie prima mea mașină de pe Blue, care o să țin, o să fac kilometri pe ea, adică, na. Na. Hai să vedem, fraților. Aici știu că e un pod, da, uitați acolo e podul acela. Da, în gaze vreau să-mi cumpăr altă mașină, o să fac bani, o să-mi iau altă mașină și chestii. Acum am 531, pentru că aveam în mână 4,2 caca. Am rămas cu 200.000. După mi-am dus și m-am luat arme că am vrut să dau un rob. Am dat fail la rob, așa că nu mi s-au pus banii. Am rămas cu 10k și acum am făcut 531k, pentru că știți că am skill 4 la farmer și nu trebuie să mă stresez eu când vine vorba de bani, pentru că fac 2-3 ture, deja am făcut 500k, deci totul e bine. Îmi dă vreo 70k pe tur, așa că nu trebuie să mă îngrijorez. Deci da, la mine nu sunt o problemă bănișorii pe Blue. Acum fazei, adică a fost faza să ne găsim și un clan, mi-am găsit și clan. Suntem bine, suntem în stadiu bun și na, ce să zic, cam atâta. Da, am luat-o greșit, trebuia să mă duc pe podul ăla, da, na. Uite pe aici. Așa, acum imediat ajungem și noi la HQ. Cred că imediat ajungem, așa e? Trebuie să mergem. HQ, oh, mai avem! Mergem pe strada asta, o luăm pe aici, pe aici, aici ai HQ-ul. Mai avem ceva? Mai avem că vreo 7 km, cred că. Nu știu, cam așa, dar oricum, după aia mergem la HQ, vedem ce mai e pe acolo, deoarece liderul are niște mașini fenomenale, are Infernus, Bullet, deci are, nu că neapărat fenomenale, dar are multe mașini și are avere mare și de-alea și chiar, na, chiar e bine. Dar e rentul foarte scump la el, e 5.000, adică nu că e rentul foarte scump, că la câți bani am, nu se compara rentului cu câți bani am eu, dar e destul de scump pentru rent, ăsta, alte renturi cu un dolar, dar nu, asta e, suntem un clan, trebuie să fim tot timpul uniți, îi dăm bani și lui, pentru că practic banii adiere se duc la el, nu? Deci da. Deci o benzinărie, bine de știu, pentru că pe mapă nu mi-o arată, vedeți și voi. Da. Hai că nu mai am... Acolo, undeva pe acolo, unde vedeți voi, ăla e orășelul unde avem noi HQ-ul. Uite-l ăla și cu elicopterul. Elicopterul ăla mi se pare că e de la HQ-ul nostru, pentru că știu că are cineva elicopter din acela. Ia să vedem. Aterizează la noi? Ia, poți să-i vă numele? Nu, nu poți să-i vă numele. Dar cred că la noi o să ateri... Nu te duc. Cred că la noi aterizează. Acolo o să aterizeze. Îl vedem când ajungem la HQ, în caz de aterizează acum. O să-l vedem acolo. Da. Și mulți mă întreabă cu ce program filmezi SAMP, deoarece na, cu OBS-ul, dacă ai modurile alea, nu prea merge să filmezi. Nu știu, cel puțin mie nu merge să filmezi. Și oricum nu mai filmez cu OBS-ul de foarte mult timp. Nu-mi place acel program de filmat, sincer. Deci nu mai filmez de foarte mult timp cu OBS-ul, de vreo 3 luni nu mai filmez cu OBS-ul. Filmez cu programul Shadowplay de filmat. E foarte șmecher, mai că trebuie placă video peste GTX 600, nu știu că, nu știu. Oricum, e foarte bun programul ăsta de filmat. Cu ăsta și fac stream pe Twitch. Cu ăsta și filmez, videoclipurile le face chiar foarte mici, adică un videoclip de 20 de minute, 1080p60 FPS-uri, le face 1,5 giga. Deci foarte puțin.
Așa că nu ne trebuie să ne stresăm. Da, deci pot să filmez cam cât vreau să am. Și cam cât ar trebui. Hai să vedem acum. Mai avem foarte puțin. Aici ai HQ-ul, uite acolo se vede și checkpoint-ul, mă, băiețaș, mă. O luăm pe aici, așa. Aici, la dreapta, așa am ajuns la HQ-ul nostru. Aici, aici, în parcarea asta, normal trebuie să fie mașinile, dar nu prea sunt mașini pentru că cam ăsta, liderul este plecat la o nuntă, mi se pare, și na. Gata. Și mi-a pornit nitro. Ia stați așa un pic. Ca să se ducă nitroul așa ca lumea. Gata, s-a dus nitroul. Am vrut să o pest... De fapt, pot să scriu și likes, nu? Da, pot scriu și likes. Gata, am oprit mașina. Oh, n-am oprit-o. Gata, am oprit mașina. Ce... De fapt, nu trebuia să o parchez aici. Trebuia să o parchez, uite, acolo, acolo. Pentru că dacă vine liderul și spamează mașinile, o să se buguiască, o să fie una în alta mașina. Aici am eu parcul, foarte frumos, bă, fraților. A, și mi-am luat skin nou, pentru că nu cred că ați observat skin-ul. Mi-am luat skin nou, pe caracter, și mi se... aici am și Orentu, slash it, perfect. A, stați, nu aici. Unde-i mă, Rentu? Ia uite aici, Rentu, mai ție. 5.000, foarte, foarte mare, dar HQ-ul clanului Red Army, adică sunt clanul Red și nou. Deci, dacă ar veni și liderul, să clan, nu clan, nu clan, așa, clan members, sunt foarte mulți membri în clan, adică... Și aici ăsta are un Worn. Cine mai are Worn? Nimeni nu mai are Worn decât tipul ăsta are Worn. Mi se pare că s-a înjurat sau ceva de genul cu unul și ăla Worn. Deci da, dacă vreți să vedeți în clanul Red Army sau ceva de genul se numește, nu? Red Army, cred că se numește. Da, Red Army. Eu zic Red, nu știu. Băi, ai zic Red Army, nu știu. Dați și voi, deci veniți aici, în zona asta a mapei, în scorcetul. Deci, cum e mapa mare, 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 mare și voi sunteți spawnați aici în LS, veniți pe aici și aici veniți fix aici. Vă puneți checkpoint, uite. Aici. Vă puneți checkpoint și acolo este... deja. Uite aici. Aici, pe străduța asta mică, vă puneți checkpoint și aici, uite, vedeți, și arată că aici ai HQ, veniți aici, normal, cam 24 din 24 e cel puțin un membru on, pentru a vă da suport, adică majoritatea, slash clan, members. Hai să vedem, deci ăsta are rank 3, ăsta nu este de mare ajutor, dar de exemplu, clan members, uite, ăsta... Rank 3. Majoritatea acum sunt rank 3, dar erau rank 6. Veniți și voi, uite, rank 6. Veniți la ăștia de rank 6 și întrebați. Sau puteți veni chiar la mine și eu am tot rank 6. Uite, ăsta are rank 6. Vedeți, foarte mulți de rank 6. Bine, mai sunt mulți de rank 6. Și da, veniți pur și simplu... Contactați pe ea de rank 6. Și ei vă pot da ce invite. Dați acolo și eu cam sunt online aproape, la aproape orice oră. Pentru că știți că jocul meu principal este Sampu. Joc foarte mult Samp și na. Eu ăsta are Raul 2K. Mă găsiți în rentul acesta de $1, pentru că nu m-am dus la rentul acela. De fapt, sunt la rentul acela acum, dar cred că o să dau rent acolo la ăla de $1, pentru că... Na, pana mea, de fapt, stai. Să-mi dau acum? Nu, mă dau acum ăla. Să-mi dau după aia rent la ăla de $1. Și na, hai să venim să facem ceva. Hai să vedem ce mai e aici. Mai este ceva? House Flamers. Asta o fi... Și ce mă enervează pe mine la rentul acesta, la HQ-ul acesta? Fiți atenți aici. Deci HQ, da? Este o casă enorm de mică, tipul ăla și-o dat sleep acolo. E o casă enorm de mică, deci n-ai ce să faci în ea, te plimbi un pic cu tine, așa, așa, te plimbi un pic, așa. Dar, la ce ăsta cu un dolar, la care o să-mi dai o rent, uitați și aici, mă, frate, ești palat, ești nebun. Ce mult mai șmecher aici, sincer, că aici o să-mi dau și rent și o să-mi dau pana mea. Vedeți ce șmecher e? No, ia uite, și mese, și scaune, și ar trebui să pună și el $1 totuși, dar, na, poate dacă vrea să facă bani, aia e ce să-i faci, n-ai ce să-i faci aici, o să-mi dau rent, da, deci, cam asta am vrut să vă zic, să intrați și voi în clan, v-am spus regulile cum să intrați în clan, asta e noua mea mașină, v-am zis și care este noua mea mașinuță. Și da, episoade zilnice de Samp, seria asta chiar nu se va încheia cam niciodată, sincer, doar când o să mă plictisesc eu de Samp,
care nu se prea va întâmpla, deoarece na, e un joc chiar super cool, adică nu super cool neapărat, că e un joc destul de vechi, dar e un joc super șmecher în care nu poți să te plictisești așa de repede. Bă, oricum, sper că v-a plăcut acest episod din Samp, v-am zis, mai mult în episodul acesta v-am zis regulile, cum să intrați și chestii de genul și... Sunt dau renta aici, foarte frumoasă casa și ne vedem data viitoare. Bye bye!